darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping. And a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone. Meet the hello of the street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. And no one said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my word and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silence, raindrops fell, and echoed in the well of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they'd made. And the sun flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. The sound of silence. In all honesty, I knew when I first saw you that one day you'd be holding my hand. No twist of fate could separate. Bine ați venit pentru a nu știu câte oară la această galerie. Avem de-a face în această seară cu un debut. E a doua femeie, deci a fost o expoziție făcută tot de femei, acum au expoziție de alte femei, sper să nu mai continuăm așa până la iarnă, că nu știu ce s-ar întâmpla. Mă bucur că sunteți în număr foarte mare. Ultima tranșă a venit cu autobuz, am impresia, acum așa-i. Bine. S-a dat drumul la semafor. Ne bucurăm că sunteți în sunteți în preajma noastră. Ne bucurăm că știți despre această galerie care are nici nu știu câți ani. Poate ne spune Oana, noi pe aici. Oricum, câți ani are galeria? Are vreo 6-7. Și mă bucur că a venit și domnul Ciprian Istrate, că fără el, dar cel mai mult și la modul cel mai serios, mă bucur că a venit domnul Lucian Strochi, prietenul nostru, al pictorilor. Atât. Ca să nu lungim prea mult,
O să-l rog pe Emil, fă o poză și la autoare, te rog frumos, vină puțin mai încoace, să te vadă lumea. Emil o să ne spună, ca de obicei, câteva cuvinte. Emil, un minut și 30 secunde, da? Mă rate înapoi. Un minut 30, un minut 29. Da, am aflat, iată, că Lucian a revenit, dar nu știam unde a fost plecat până acum. Nu știam că e plecat undeva. Era normal să fie, pentru că, iată, portretul e unul dintre genurile preferate de artista noastră debutantă și dacă Lucian deci, dacă merge, e bine, e un element de comparație. Da. Iată ce înseamnă un debut. Sigur, la Sestri Galerii, la felul în care e conceput acest spațiu, poate că ar fi trebuit până acum să fie mai multe debuturi. Păi s-a anunțat domnul Emil Nicolae. Nu e un spațiu, da, dar nu cu ale mele. Nu e un spațiu de consacrare, e un spațiu non-convențional, de aceea cei care au mai fost aici și-au dat seama ce se întâmplă și, într-adevăr, era și un spațiu pentru debut. Iată că i-a venit momentul. Acum nu trebuie să privim tablourile astea neapărat ca pe ale... Avem o prejudecată când spunem debut și mai și citim aici expoziții de debut. Și imediat avem o prejudecată în cap. Sigur, formal așa e, prima expoziție personală, dar câteva detalii, cel puțin din lucrările pe care le vedeți, ne mărturisesc așa un fel de experiență ascunsă. E însă, într-adevăr, artista noastră într-o perioadă de căutări se vede și stilistic și în ce privește subiectele abordate. Ceea ce îmi place e că nu se ferește de experiment. Acum e într-adevăr o modă să debutez cu experimentul, care de obicei în avangarda istorică venea după oarecare experiență în domeniul tradițional. E bine că încearcă de la început să experimenteze. Poate că lucrul ăsta vine și din faptul că are o pregătire tehnică și asta o provoacă și o împinge, o obligă, de fapt, o presează să preia niște instrumente dintr-o altă meserie, dar în același timp să le folosească după metode noi. E în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, între... Nu-i Laurențiu Dimișca aici? Între pictura naivă și pictura brută, n-aș folosi termenul. Nouă inovații, îi spune Dimișca. Nu s-a fixat, asta e clar, dar poate că e bine că nu se grăbește să se fixeze stilistic, are timp și mai are de căutat. Are însă la îndemână două lucruri esențiale pentru un artist plastic, desenul și cromatica. Și dacă le are pe astea, nu trebuie să ne facem griji în ceea ce privește evoluția viitoare. Repet, văd o insistență pe portret care uneori e schematic, haideți să recunoaștem. Dar de multe ori reușește, cum e chiar ăsta lui Lucian, și am mai văzut jos și unul al lui Andrei Șerban. Da? Sunt câteva lucruri interesante. În ce privește inovația la Oconul ăla, la care șerpi sunt niște mărgele aici, în camera din spate. Interesant, da. E interesant. Acum, astea sunt toate niște puncte de pornire. Alte puncte de pornire în alte direcții. Vom vedea, inclusiv dăgaul ăla, după aceea învelit cu sârmă ghimpată, studiul ăla după. Deci sunt câteva lucruri din care poate porni mai departe, la urma urmei. Asta și vrea să spună un debut. Nu neapărat că iată sunt pregătit să ies în lume, ci iată cu ce muniție sunt pregătit.
Câteodată e oarbă, câteodată e activă. Asta rămâne de văzut mai departe. Și îl las acum pe Lucian, au trecut cred că mai mult de minut și 38. Îl las pe Lucian, care e și subiect în expoziție. Am să trec în locul tău ca să nu se miște camera. Normal. Deci, Petrică Diaconu a început ca un poet, adică cu ambiguitate. A zis, aici în barul ăsta au debutat două femei. Eu iau ce vreau, ca artist, evident, nu ca femei. Dar categoric este un loc neconvențional. Parisul era plin de asemenea localuri. Mi-aduc aminte de un Le Lapin Agil, de pildă, unde se semnau un Dali, un Brâncuș sau un mai nou Zamfir. Și evident erau foarte multe tablouri. Există un singur dezavantaj. Cei care vin, consumatorii de artă, trebuie să cunoască întâi tablourile, pentru că, practic, aceasta e camera cea mai generoasă, nu poate cuprinde toate cele, iată, 30 de tablouri, câte am înțeles că există în expoziția de față. Mi l-a punctat câteva lucruri importante. 1. Portretul. Portretul, pentru cei care știu arta plastică, știu că e cea mai grea probă. Pentru că ascunde o sumă de calități. Deci să încep cu portretul, e ceva neconvențional, ceva curajos. Și așa cum s-au spus, sunt și câteva reușite certe. Aș pune așa într-un top al preferințelor mele portretul acela lui Andrei Șerban de jos, care într-adevăr îți reține atenția și nu numai. Dar foarte interesant, artista trece de la acest convențional al portretului, deci uneori chiar desenat, uneori chiar prea clar, chiar prea în prim plan, la un portret mitic. Și de aici vine surpriza. Avem un Laocoon care e sugrumat de mărgele și atunci putem spune că e un... putem boroda la infinit. Deci Laocoon, aparținând unei lumi păgâne, precreștine, sugrumat de creștinismul, nu? Prin acele mărgele mătănii. Sau, dimpotrivă, Laocoon fiind un bărbat onorabil care cedează în fața pretențiilor soției și nu mai face față, e sugrumat de coliere, de cercei, de brățări și așa mai departe. Sigur, glumim și nu numai, și nu prea. Mergând pe aceeași pantă umoristică, pentru că mi-a oferit prilejul artista, ar spune că și Banu e ochiul dracului, cu un Mephisto cu un ochi fixat într-un ban, m-ar face să cred că artista este antimonarhistă, pentru că Banu este cu efigia lui Carol I și mai mult e și un ban de argint, dacă nu mă înșel, ori din 1912 ori 14, 1800, nu, 1912-14. Oricum, i-am propus să-i dau un ban contemporan ca să-i aduc pictura în contemporaneitate și să-mi dea mie bănuțul. N-a răspuns încă, semn că sunt ezitări. Da. Sper că nu trece Varodin pe aici. Oricum am buzunarele cu sute. Mergând pe aceeași mitologizare, iată o propunere extrem de interesantă cu un Prometeu care la prima vedere nu prea are datele. Până la urmă, să ne amintim, Prometeu i-a iritat pe zei prin două acțiuni.
când l-a păcălit pe Zeus, alegând grăsimea carnea, și când a furat de la zei focul. Deci cele două. Ei, aici ni se prezintă un Prometeu ascet, un Prometeu gânditor, un Prometeu cărturar. Deci o propunere cu totul inedită și, de ce nu, interesantă. Tot în zona polemicii intră artista atunci când se confruntă cu câteva valori certe și ușor recognoscibile. Și am să mă refer la câteva evidențe. Emil a vorbit de Degas, de dansatoarele lui. Aș mai adăuga, plusând puțin, acele lanțuri care se întretaie și cu florile, și ne duce la o celebră piesă de teatru în care se spunea să nu punem cătușe florilor. Dar foarte frumoasă rezolvarea, pentru că există o cinetică a mișcării, de fapt avem una sau două dansatoare, depinde cum le privim, e această dansatoare care se apleacă grațios ducându-și privirea spre pământ și cealaltă zveltă încercând să cucerească publicul, lumina și așa mai departe. Legătura, îmbinarea între ele este o floare. O floare care poate să fie de crin și iarăși ne duce la ambiguități. Crinul este o floare a regalității, a imaculității, să zicem, așa este floarea Reginei Maria, dar și a, dacă vreți, sau unei corupții. Mă rog, nu intru în detalii, prin parfum. Da. A doua propunere interesantă și polemică artistei este polemica cu Chagall. De două ori. Iată, într-un tablou pe care dumneavoastră n-aveți cum să-l vedeți, pentru că nu stați în pragul ușii ca mine, dar îl veți vedea, este vorba de două personaje care plutesc, cum plutesc toate personajele lui Chagall, nu știm dacă sunt miri sau nu, îndrăgostiți sigur, dar personajele sunt îmbrăcate în port național. Deci lucru este evident. Deci iată că artista debutantă se întâlnește cu Nicolae Tonița, la fel de răzvrătit ca și ea, la Durău, când îi îmbrăca pe, dacă vezi, pe profeți, pe, mă rog, cei din jurul răstignirilor sau așa mai departe, în port național moldovenesc. Sau îi încălța cu opinci și așa mai departe și în locul taborului era ceaclăul. Deci, iată, se poate face artă plecând din lucruri foarte cunoscute. Goya, dacă vreți, Watteau, am pomenit de Degas, am pomenit de Chagall, dar sunt multe alte experiențe și, până la urmă, aș spune că două sunt chiar de față. Una dintre influențele artistei e mâna mea stângă. A doua mea mână stângă e Petrică Diaconu. Se simte că pe lângă persoasiunea hai, expune, hai, e timpul să debutezi sau ceva, când e vorba de acrilice, când e vorba de altceva, i-a dat sfaturi foarte bune. Apoi, tratarea halourilor, individualizarea portretului, aducerea în prim plan, sunt niște tehnici a la Ciprian Istrate, că recunoaște sau nu, dar ce să faci, așa e întâlnirea unor spirite înalte. Deci, iată că o lecție bine învățată poate să fie profitabilă pentru un artist. Mă întâlnesc pentru prima dată cu icoanele și va trebui să verific
anumite lucruri, dar și acolo e vorba de multă invenție, ceea ce în icoană ar părea o erezie, știindu-se canoanele de la Dionisie din Furna sau de la cine vreți, pentru că deja doxar în cu totul altă zonă, dar artista vine cu propuneri interesante. Unde cred eu însă că își poate da drumul, sunt niște tablouri aflate în Nuce, dacă vreți, în Mugure, în dezvoltare. Mă refer la un tablou din spatele lui Emil, un tablou care, dacă vreți, e atât de dramatic și culmea dramatismului e obținut din curbe, ceea ce e foarte rar, adică nu din linii frânte, nu dintr-o agresivitate, nu Guernica sau mai știu eu ce, ci iată cum obține un dramatism, acolo e și o inimă, dacă nu mă înșel, care e ținută în palme, dar aceste mâini care se răzvrătesc, nu știm, aparțin unor morți, aparțin strămoșilor, sunt mâini flori pentru un regn, interregn și așa mai departe. Categoric că artista din această seară are noroc. Are noroc de un public cald, de prieteni, nu știu dacă au venit cu autocarul, cu transport copiii sau ceva, dar în orice caz cred că alături în camera cealaltă e un consiliu pedagogic cartianu 100%, așa, pentru că nu-i așa, artista se revendică din liceul de chimie, celebrul liceu de chimie și la fel de celebrul cartianu acum. Pe de altă parte, iată, au venit poeți, au venit pictori să o susțină, a venit televiziunea, a vorbit Emil, am vorbit eu, au venit și cei doi influențatori. Deci toate datele, are catalog făcut de Luminița, adică ce mai vorbim? A venit și Zânica, acum o văd, așa. Dani Iacob e gata să ne recită un poem în cinstea artistei, deci totul este la superlativ. Să lăsăm gluma deoparte, chiar dacă orice început se vrea fertil, risipei se dădă florarul, cum spunea poetul, lucrurile serioase de acum încep. Va trebui să-ți găsești drumul, să optezi pentru ceea ce aparține fibre tale intime. Talent ai cu carul, ai culoare, exact cum spuneai, ai desen, compoziția încă mai suferă, dar pe perspectivă, nu pe, dacă vrei, pe landscape, pe dimensiunea asta, dar lucrurile sunt ușor de corectat în timp și cu siguranță, nu știu, Potop face contabilizări de astea, sunt 47, 48 de artiști din Neamț, în jur de 50, hai să-i punem în jubileu, să fie o artistă cu acte în regulă și cu un destin în care merită să crezi. Și n-ar vrea să mă despart de dumneavoastră, spunând că, de fapt, mi se întărește o idee, și anume că artele sunt, într-adevăr, complementare. De ce? Iată, dacă am putea vorbi de un cuvânt sacru acum, teatru, are experiența Podului, are experiența Casandrei, a jucat la Teatrul Național. Dan Iacob, care a jucat mult teatru, poate să fie invidios, el n-a jucat pe scena națională în regia lui Andrei Șerban și așa mai departe. Bine, era și greu să fie cou sau nimfă sau, mă rog, așa, dar știe mult teatru, a vrut să facă și regie, deocamdată face scenografie de teatru, modul în care pune lucrurile în pagină. Are o mamă profesoară de română, ceea ce o face suspectă în ceea ce privește poezia, mai ales că e multă poezie și în pictura ei,
Deci, până la urmă, mai rămâne să încerce și muzica și văd că cu baletul le are, adică cam toate artele i se închină. Vezi, la rând... Emil îmi atrage atenția să vorbesc și de acest tablou de pe coperte, dar supărat pe el. Despre tablou, despre chisă. Căutarea... Și tablou. Da. Ei, vreau să vă spun, da, bine, și titlurile care sunt foarte așa, deci mi-atrage Emil atenția că vezi că ești un prust pe cant, așa, dar vreau să... Păi da, nu e așa, căutarea timp... Nu, pe cant. Pe Hegel e altceva. Pe Hegel e... Mă rog. Așa. Dar acest tablou m-a iritat. De ce? L-am primit pe net sau cum așa și reușeam să descifrez toate semnele, dar nu știam ce-i cu bățul ăsta din față. Zic, încearcă artista să ne convingă că vioara reprezintă artă și săpăliga, mă rog, omul de jos, unii cu mapa, unii cu sapa, nu vedeam că de fapt era arcușul cu o lumânare. M-am lămurit în sfârșit și lucrurile stau bine. Al doilea tablou care m-a pus pe gânduri era un Maruf, un nume arabo-turc, care de fapt îl cita mărul și era un portret unui băiețaș și căuta mărul, unde-i, la cot, la nu știu ce, o fi în spate, ca la... Nu-l găseam. Până la urmă m-am lămurit că citisem bine prima dată. Și în fine, să mă ierte Andrei Șerban, eu mă iert, dar cel mai frumos tablou este al lui Nino, plin de expresivitate și dacă e cumva pe aici... Andrei Șerban. Nu Andrei Șerban. Nu chem pe Andrei Șerban, nu chem pe Nino. Nico este. Nico. Așa, care într-adevăr are toată expresivitatea, naivitatea, toate calitățile și defectele. Hai, vină. Așa, uitați-vă ce tablou a putut picta. Sau nu, tablou e acolo. Da. Nu? Tu ești acolo? Da. Hai, dacă spune un copil, se recunoaște, înseamnă că e perfect. Bine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Mulțumesc patronului care a primit această expoziție aici, domnului diaconul Petru care m-a impulsionat să lucrez, domnului Ciprian care m-a și certat, da, care m-a mai învățat și m-a făcut să-mi amintesc ce mai uitasem. Așa. Domnului Emil Nicolae, pentru că a venit, domnului Stroc, pentru că au venit aici, tuturor celorlalți. Toată lumea mă întreabă când mai am timp să mai fac și asta. Iar eu aș vrea să insist asupra titlului acestei expoziții. Se referă la romanul lui Proust, dar la ultima parte a lui, la Timpul regăsit, pentru că, de fapt, arta este acea modalitate care dă valoare timpului, acea îndeletnicire a oamenilor care dă valoare timpului și numai prin artă lăsăm ceva din timpul nostru în memoria celorlalți, numai prin artă reușim să înțelegem și alte universuri decât cel în care trăim. Dacă mulți tineri vor trece pe aici și e un lucru minunat că acest loc găzduiește o expoziție și în același timp e un loc de întâlnire al tinerilor, sper să le dau și lor ideea de a-și folosi timpul pentru a lăsa ceva în memoria celorlalți. Pentru că e singurul mod de a-l recuceri, regăsi. Mulțumesc! Am vrut să spun și am uitat. Deci e vorba de un autoportret. Cu pânza de paianjen. Eu și pânza de paianjen. Da. Și evident, iarăși o trimitere mitologică la Arahne. Știți foarte bine, țesătoarea care s-a luptat cu zeii,
a pierdut, a fost transformată în Baianjen, dar toată lumea o vede ca pe o eroină alături de Prometeu. Deci, da. Sacrifică de... Eu am rupt pânza acolo în tablou. A mea mai rămas așa o mică țintă pe frunte, dar am rupt pânza. E un reușit. Mulțumesc. Și mai e un tablou cu floarea soarelui, lecția florii soarelui. Foarte simplă lecția, privește către soare, pentru că soarele e cel care reconstituie, reface viața. Murim și renaștem. Trebuie să lăsăm ceva în urma noastră, asta e tot. Domnul Ciprian Istrate. Sunt încântat că am ajuns la această expoziție. O cunosc pe Leonora de ceva timp. Am colaborat cu dumneaei la câteva expoziții. Și cunosc mai multe despre ea. Sper ca pe viitor să ne încânte cu o altă expoziție, unde sigur va folosi și elemente pe care ea le va inventa. Le inventează. Chiar acum lucrează la diferite produse făcute din peturi, din... O să vedeți. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.